Zimbru de la noi a dispărut. A dispărut în jurul anilor 1830-1840 și cam asta a fost povestea lui. Nu mai avem nimic decât despre el. Decât relatarea celui mai celebru zimbru, să zic așa, românesc. E vorba de o mică poveste interesantă pe care trebuie să vă spun neapărat. Cel mai celebru zimbru din România, din spațiul transilvan, a fost un gladiator. Adică a fost prins de vițel de către nobilii maghiari în jurul anului 1700, de undeva din codrii din munții Gurghiului și trimis la Budapesta, unde a fost pus să se lupte în arenă cu alte animale sălbatice. În special cu celebrii boi de pustă maghiari din rasa aceea lor, boi aceia și taurii aceia gri la culoare cu niște coarne foarte mari. Iar ambasadorul englez al vremurilor, că acolo am găsit relatarea, povestește despre ușurința cu care zimbru din Carpați, Mișca, avea și un nume, reușea să-și înfrângă adversarii. La aceste lupte de animale participau persoane ilustre, nu numai nobili maghiari, ci și inclusiv din aristocrația suedeză, aristocrația austriacă, germană, vreau să vadă așa ceva. Iar gladiatorul era, nostru, adevăr, gladiatorul de nemai văzut. Mișca și-a demonstrat încă o dată forța în momentul în care grajdul de lemn în care era ținut alături de celelalte animale a luat foc accidental, ne spun și sursele istorice. Mișca era legat pentru că era legat cu lanțuri, era un animal considerat periculos. Nu era eliberat decât atunci când era obligat să se lupte în arenă și de frica focului, Mișca și-a demonstrat forța rupând lanțurile foarte grele și reușind astfel să se salveze cu viață. Se salveze cu viață pentru că cariera sa de luptător a mai durat cam 12 ani și a murit de bătrânețe din cauza faptului că îi se tociseră și dinții, nu mai putea rumega cum trebuie, nu mai putea... Da, procesul biologic de degradare al organismului și a murit de bătrânețe, cel mai viteaz și, ce să zic așa, cel mai celebru zimbru de la noi din țară. Deci noi nu mai avem zimbri carpatini. Zimbri din subspecia noastră, Bison bison hungarorum, nu mai există, iar dacă e să comparăm tot ce știm de le, știm tot de la cronicile străvechi, că comparativ cu zimbru de astăzi din Polonia, care a fost reintrodus și în România, și în Rusia, și în toate țările europene în care astăzi mai sunt nuclee, zimbrul nostru din Carpați avea coada mai lungă, fruntea mai lată, dimensiunile erau aproximativ egale cu ale lui și se pare că avea blana un pic mai lungă, probabil că din cauza că vremea aici în zona Carpaților era... Zona pădurilor noastre era mai rece. Întoarcem un pic la zimbru. Zimbrul nostru nu mai există. La boul, pardon. Specia care a trăit la noi. Cum a dispărut boul? Și mai interesant, se presupune că boul a dispărut din două mari cauze. Braconajul, pentru că suntem tentați să spunem că omul a vânat aceste două specii până le-a extins. N-a fost așa. Primele legi de vânătoare, și aici trebuie să vă spun ceva interesant, date în lume, respectiv în Europa, au avut ca obiect tocmai protejarea zimbrilor și a bourilor, de către țărani, de către săteni, care sufereau de foame adesea în Evul Mediu. Veneau perioade de foamete, de secetă, de molime, de invazii, de războaie, când oamenii de rând nu mai aveau ce mânca propriu. Nu trebuie să ne uităm urât în trecut la ei, nici pentru ei. Și evident că pentru ei forma de subzistență în aceste perioade aprige a fost vânătoarea. Vânătoarea, adică doborârea fiecărui animal sălbatic fără niciun fel de control și fără cote de vânătoare. Ori doborârea unui zimbru sau unui bour asigura hrana unui sat întreg pentru 3-4 zile. Iar se spune că oamenii i-au vânat, i-au braconat, să zic așa, până la dispariție. Mai este o altă teorie interesantă care ne spune că bourul a murit datorită unor boli transmise de vacile domestice. Și eu înclin să cred că asta a fost, să zic așa, cuiul din coșciugul bourului. De ce? Gândiți-vă că el se trăgea din vaca domestică, era extrem de asemănător genetic cu el, deci evident orice boală pe care o aduceau vacile, vaci cumpărate, de exemplu, în Asia Mică, aduse din Egipt, aduse din zone unde nu trăiau bouri, puteau veni cu diverse forme de boli, de virus pe care nu-i cunoaștem.